Elevii cu absențe nu vor mai primi burse și numai premianții vor primi bursă de merit. Doamna dirigintă, ca să rezolvăm cu absențele. Se schimbă iar criteriile de acordare a burselor pentru elevi, ceea ce era și de așteptat după scandalurile care s-au născut, după ce elevi cu medii de 1 sau 2 au primit bani pentru performanțele școlare. Bursa de merit vor lua numai elevii cu medii de peste 9,50 și se introduce bursa de reziliență, a cărei valoare va fi mai mică decât cea de merit și se va acorda elevilor cu media peste 7. A fost nevoie ca premierul Marcel Ciolacu să se încrunte un pic către Ligia Deca, pentru că era penibilul absolut să se acorde burse de merit unor elevi care probabil și-au scris doar numele pe foaie la evaluarea națională. A, și ca să nu uit că m-am luat cu vorba, o altă treabă importantă e că elevii cu absențe nu vor mai primi bursă. Ia uite, ia fiți atenți, e sala goală și asta vorbește, frate, deci fiți atenți aici. Adică nu ajunge doar să fii deștept, trebuie să fii și prezent. Vă mai zic doar că au venit și rezultatele la testele PISA și suntem penultimii proști ai Europei și primii analfabeți funcțional. Așa că treaba asta cu reglarea burselor poate îi mai motivează pe elevii noștri să mai pună mâna pe o carte. Cu cărți! Dreptunghiurile de hârtie care conțin deșteptăciune. Și să mai caute pe internet când pun mâna pe telefoane și altceva decât ce a făcut influencerul lor preferat.